E o onoare pentru mine, mai ales că suntem în această locație prestigioasă și e un eveniment deosebit pentru România și pentru antrenamentul din România. De fapt, aș spune pentru antrenamentul românesc în general, nu doar pentru antrenamentul feminin, și de asemenea pentru acel tip de activitate care poate să fie o activitate profesională de management, nu neapărat una de dezvoltare de companii, și în care femeile de la noi sunt foarte implicate. Toate companiile în care investesc sau în care mă implic, mi-a plăcut și îmi place să văd că pe prima linie de management și de ce nu printre fondatorii companiei se află și femei românce care vor mai mult, care sunt competente atât pe zona de management cât și pe zona de antreprenoriat. Mult succes în 2020 și un an care să însemne tot așa foarte multe lucruri bune din partea CONAF pentru femeile din România și mai ales pentru antreprenoriatul feminin.